Două mini-autocare școlare au ajuns astăzi în Argeș, în comunele Miceș și Rociu. Autocarele au fost trimise de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cele două comune argeșene fiind primele localități din țară care primesc astfel de mașini pentru transportul elevilor. Față de microbuzele de până acum, cu doar 16 locuri, noile mini-autocare au câte 28 plus 2 locuri. Eu la Micești am, de la Păuleasca cel puțin, 75 de elevi plus 5 care vin de la Tufanul cu icoana Domnului Preștite știe, i-am mutat, nu mai trec darul la Măluren, deci transport numai la școala Micești 80 de elevi. Actualmente îi transportăm cu Fiatul pe care le vând 16 locuri supraplin cu riscurile de rigoare. În acest fel vom descărca această problematică în sensul că vom avea încărcătură tot la 3 curse cu numărul corect de elevi pe scaune. De asemenea, cu acest mijloc pe care îl avem cu Fiatul și dimineața aducem la școli absolut toți copiii din comună, acolo unde le este locul, la școlile unde învață. Comuna e beneficiarul acestui autobuz școlar care e foarte necesar. Era o distanță între 10-12 km, cu microbuzul de 16 locuri eram obligați să facem 4 curse sau 5 eventual. Și condițiile din microbuz față de ce avem în acest autobuz pentru copii cred că sunt foarte bune din punct de vedere al transportului și al securității transportului elevilor. Președintele Consiliului Județean, Florin Tecău, a anunțat că în curând vor ajunge în Argeș încă 18 microbuze școlare. De asemenea, Consiliul va face demersuri pentru aducerea de noi mini-autocare școlare și pentru comunele Berevoiești, Cetățeni, Aninoasa și Morărești.